Tocmai ne-am împins cu jandarmii. Au dat cu gaze jandarmii. Au dat cu gaze jandarmii, s-au îmbrâncit protestatarii jandarmi. A fost o busculadă, am căzut tot pe jos, copii, femei. Yeah!
repede. Jandarmeria, apără șevronul! 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 Demisia! Demisia! Abia acum ajungem la rămasă de vreo căsătari în viața Victoriei, la Victoriei. Încercați pe jurnalul control, proiect al lui. Demisia! Demisia! Căutați pe Victoriei. Demisia! Vedeți dacă demisia! Am dezactivat cumva webcam-ul de pe internet. Deci acolo încep îmbrâncerile, se pare. Violență împotriva jandarmilor. Ne-au bătut în fața guvernului pe Caldarâm. Ne-au așezat jos. Bravo, și au început să ne care. Pumn, picioare, tot ce au dorit să ne care. Urlau și dădeau. Asta făceau. Ulterior au spus că am fi fost la o manifestație nedeclarată și că noi am fi fost violenți. Lucru care nu este adevărat. Nu putem, mai ales în momentul în care și eu și Vili Șuster am ținut jos de câțiva jandarmi și alții băteau, nu puteam să fim violenți. Și în momentele acelea. În dubă la fel, n-am putut să fim violenți. Am fost urcat într-o dubă și acolo mi s-au cărat iară pumni și picioare și de acolo am ajuns cu un microbus la secția 2 poliție și asta este. Am fost amendat cu 500 de lei pentru participare la un meeting neautorizat, la o adunare publică neautorizată. Da, Vili Șuster este acum a fost coborât de la chirurgie, s-a cusut rana de la cap și are un deget rupt. Este la ora actuală la nivelul parterului, aici la secția de urgențe, l-au adus scaunul cu rotile, este imobilizat în scaunul cu rotile. N-aș putea să vă spun în acest moment, dar o să aflu și o să ies și o să vă informez. Ervin Albu din Brașov. Vili Șuster este din Mojna, Sibiu. Am scuipat o mașină. Bravo. Bravo. E singurul lucru care a putut să-l spună. N-a putut să-l spună că o mulțime de mașini ne claxonau și ne susțineau și ne făceau semn de bravo. Nu e părerea mea,
e părerea ceea ce a spus Antena 3. Văd că aveți microfon de Antena 1, nu zic că ați spus dumneavoastră. Eu știu ceea ce s-a zis pe post. Și dacă vreți, înregistrarea există. Se păstrează și la CNA, adică nu... Nu zic că a zis dumneavoastră, zic ce s-a zis pe post. Sunteți niște mici. Sunt cel prea... Dar place că au scris cu mâna lor, că eram 2000. Și eu am semnat toate povestele alea ca să le iau alea și să le iau. Dar la secție câți ați fost duși în total? Eu am fost urcat singur în Regină, da? În... Așa, în balenă, în camionul cel mare. De acolo am fost preluat de un Vito și dus singur la... Vedeau în Dubă? La început, da, până s-au acomodat cu temperatura Dubei, da. De încălzire. Deși da. Erai pașnic, nu era nicio problemă. Am fost pașnic de când m-au luat, când țineau mâna în spate. Nu știu ce, nu sunt ninja să mă pot apăra sau să pot să fiu violent în condițiile în care am fost pur și simplu ținut la pământ și bătut de către niște golani în uniformă. În uniformă de jandarmi. Și la secție ce v-a dus? La secție am trecut pe... Asta am spus, da? Ce secție? Secția 2 a sectorului. Da? Acolo am văzut că era Vili Schuster bandajat la cap și jos și asta a fost situația. Deci ne-a urcat la etaj, etajul 1 acolo, erau încă două persoane care erau amendate, extrase din mulțime sau ceva de genul acesta. Deci ar fi patru persoane din căștia. Patru persoane din... Vili Schuster, eu și încă două persoane care sigur au primit câte 500 de lei amendă. Okay. Și una dintre ele a fost agresată, de asemenea, are o vânătare, a fost apucată de secție. Dansală. Și a ajuns și el la spital? Deci, în afară, nu, n-a ajuns la spital, abia acum a fost eliberat. Și a treia persoană, trei persoane cel puțin agresate. Da. Asta, a patra, nu știm, a plecat destul de repede. A treia a plecat acum 10 minute. Și o să vină la spital? Nu cred. O să meargă la IML, adică n-are nimic de medicină. Dar lui îi dă drumul noaptea asta sau? Nu știu. După ce îl vede neurochirurgul. După ce îl vede, da, neurochirurgul care abia acum se pregătește să iasă din o operație, cei de la urgență au spus că trebuie neapărat să-l vadă și care așa... De unde e, din București? Vili? Vili este din Moșna, din județul Sibiu. Lângă Mediaș. Și veniți special la București la protest? Da. Dar voi cu ce erați, Roșia Montană sau împotriva... Deja suntem împotriva tuturor nedreptăților din țara aceasta. La Moșna, acolo, sunt probleme foarte mari cu niște prospecțiuni care se fac cu abuzuri deosebit de grave, întrându-se acolo pe proprietățile oamenilor fără acordul acestora și situația asta de câteva luni de zile se întâmplă așa și, mă rog, durează de câteva luni de zile. Asta este ceea ce o să vă spun. Și mersi! Unde... Da, suntem, mă rog, oricum, dată despre Vili, găsiți pe net, el e agricultor bio. Revoltat de ce se întâmplă.